Un tânăr din Mehedinți, fără permis de conducere, a reușit în această dimineață să distrugă și autoturismul la volanul căruia se afla și gardul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj din Târgu Jiu. Pentru că era băut și nu avea nici permis de conducere, bărbatul a fugit de la locul accidentului. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Ubârșa de Câmp, pentru care nu a fost suficient că era sub influența băuturilor alcoolice, dorind totuși să urce la volanul autoturismului. Mai mult decât atât, tânărul nu deținea nici permis de conducere. Cu 0,46 mg pe alcool pur, în aerul expirat, tânărul a reușit să-și distrugă și mașina, dar și gardul de la ITM Gorj din Târgu Jiu. Speriat, tânărul a fugit de la locul accidentului, însă a fost identificat de polițiști. La data de 5 mai anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza Municipiului Târgu Jiu a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier, care au constatat faptul că un tânăr de 21 de ani din comuna Obârșia de Câmp, județul Mehedinți, în timp ce conducea un autovehicul pe strada 14 octombrie, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autocamion care se deplasa pe strada Luncilor, după care a plecat de la fața locului. Ulterior, polițiștii din cadrul serviciului rutier l-au depistat pe tânăr pe raza municipiului Târgu Jiu, iar în urma testării cu apalatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului și care nu posedă permis de conducere. Tânărul nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autocamion, ceea ce l-a și determinat pe tânăr să treacă prin gardul de la ITM Gorj. După ce a făcut ravagii pe străzile din Târgu Jiu, tânărul mehedințean s-a ales cu dosar penal.